Suntem din nou împreună. Suntem în seara aceasta înaintea dumneavoastră, în auzul dumneavoastră, pentru că vrem să transmitem cuvânt din partea Domnului și vrem să transmitem puterea lui Dumnezeu trăită în experiențele oamenilor lui Dumnezeu. În diferite zone, cât de sărăcăcioase, cât de înțelenite, Dumnezeu e viu și lucrător. În seara aceasta, din nou vom discuta despre puterea lucrătoare a Duhului Sfânt prin Evanghelie în comunitățile de rom. Am invitat doi slujitori din Oltenia, zona poate cea mai înțelenită, ca și Dobrogea de altfel, din punct de vedere spiritual, și în care Dumnezeu nu numai că atinge inimile oltenilor atât de rigide, atât de împietrite de multe ori, dar iată, se apropie și de inimile romilor din Oltenia. Suntem la Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei Constanța, suntem cu Bibliile și cu inimile deschise, și Domnul să-și facă lucrarea în seara aceasta. Salut în primul rând, înaintea dumneavoastră, pe domnul pastor Marcel Prunoiu. Bine ați venit, domnule pastor! Amin, Domnul să vă binecuvinteze! Bun, mulțumim! Îl salut de asemenea și pe domnul Daniel Davidescu, misionarul Domnului în Oltenia. Bine ai venit și Daniel! Multă pace, pacea Domnului Iisus la toți frații și surorile! Amin, amin! Cu Daniel mă știu de mai multă vreme, am colaborat în domeniul acesta al mass media, al promovării Evangheliei și emisiunilor noastre pe internet și pe anumite site-uri. Domnul să-l binecuvânteze, să-l folosească în continuare, pentru că se pare că e priceput și din punctul ăsta de vedere. Și iată că, fără să știm, pandemia aceasta ne obligă pur și simplu să renunțăm la evangelizările publice, clasice, și să mergem pe internet cu Evanghelia și cu experiențele noastre întru Domnul către mulțimile care, la rândul lor, sunt obligate să-L caute pe Domnul, mai ales pe internet în ultima vreme. Citim în Sfânta Scriptură, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, că după învierea Mântuitorului și înainte de înălțarea Lui, era o perioadă foarte densă în evenimente, în semne, în minuni, în lucrări extraordinare. De fapt, învierea Mântuitorului este cea mai mare minune și cea mai mare lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o pe fața Pământului. Ucenicii, ca și noi, în vremurile acestea de pandemie, de semne, de tot felul de catastrofe, de semnale ale revenirii Domnului, se întrebau și spuneau așa, fapte 1 de la 7, el a răspuns de la 6. Apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Amin. Aici cuvântul lui Dumnezeu, dragi prieteni, și noi ne întrebăm, vedem atâtea semne în jur, vedem această așa zisă încălzire globală, vedem atâtea catastrofe, vedem această cercetare globală a lui Dumnezeu prin pandemie și ne întrebăm să vină acum Domnul Iisus, să fie aceasta semnele sfârșitului. Dar Duhul Sfânt ne aduce aminte și astăzi, prin invitații mei, ne motivează și vreau să ne motiveze în continuare să ne concentrăm pe ceea ce este mai important, și anume ducerea Evangheliei până la marginile pământului. Predicarea și propovăduirea adevărului în inimile și în zonele cele mai respingătoare sau cele mai ocolite. Vom discuta despre cum Evanghelia înaintează în Oltenia și în mod special în zonele cu etnia aceasta romă, o etnie de unii disprețuită, cărora mulți nu le dă nicio șansă, dar iată față de care Dumnezeu se apropie cu Evanghelia. Înainte de a discuta cu cei doi lucrători din zona Oltenia, lucrători în etnia romilor și cu romii, vreau să-i rog să se prezinte și pe scurt, sau să completeze la prezentarea mea ceva pe scurt despre familie, dacă este cazul, și să ne spună de unde i-a ridicat Dumnezeu, pentru că ei nu s-au născut nici păstori, nici misionari, nu s-au născut unii dintre ei nici măcar în Oltenia, ci Dumnezeu i-a găsit la rândul lor într-o situație de păcat, într-o situație de beznă spirituală, și i-a ridicat de acolo, i-a mântuit și a făcut slujitorii. Hai să începem cu domnul pastor Marcel. Să ne spuneți câte ceva despre familie și de unde v-a ridicat Dumnezeu la mântuire. Dragii mei, vreau să vă fac de cunoscut, pentru că, așa cum toți știm, am fost născuți într-o religie ortodoxă și îi mulțumesc Domnului că am avut acest prilej
prin care Domnul m-a găsit și m-a smuls din mocirla păcatului. Este adevărat. Trăiam în neștiință de Cuvântul lui Dumnezeu, cu toate că respectam, așa cum știam din, de la părinți, despre această lucrare ortodoxă. Stăteam într-o zonă centrală unde locuim și acum și nu puteam să avem un loc de joacă pentru copii, iar soția mea mergea undeva în parc, în parcul romanesc. Acolo, mergând, am găsit o casă unde era o grădină de joacă de copii. Și acolo erau pocăiți, așa cum ni se spun și noi astăzi, la pocăiți. A intrat cu copiii acolo, s-au jucat și la un moment dat, seara la ora 4, întotdeauna, în fiecare zi, la ora 16, se făcea această oră de rugăciune. Această oră, fetele care erau acolo, surorile care erau, se ocupau de copiii noștri și le explica din Evanghelie, le dădeau un dulce, un suc, ceva. Și până la urmă, soția mi-a spus despre lucrul acesta. Așa m-am dus să văd despre ce este vorba. Acolo am întrebat unde pot să merg și eu, unde este pentru oamenii în vârstă, pentru noi adulții, unde putem să mergem, să ascultăm, să fim învățați de Cuvântul lui Dumnezeu. Am primit o adresă, am mers, am ascultat Cuvântul lui Dumnezeu, a lucrat la inima mea și uite așa, ușor, ușor, am prins această dragoste a Domnului Iisus Hristos și slăvit și glorificat să fie Domnul. Cu toată familia ne-am întors la Domnul și acum am ajuns în punctul de a misiona, de a pune biserici în unele locuri, de a le planta și cu ajutorul Domnului. Amin! O să-l întrebăm și pe Daniel exact de unde l-a scos și pe el Dumnezeu. Dumneavoastră cumva lucrați în zona în care trăiați, da? Și iată că Dumnezeu v-a găsit sau v-a chemat la mântuire printr-o misiune unde v-ați întors ca misionar, ca lucrător al Domnului și unde slujiți în ziua de astăzi ca păstor. O să întreb și pe Daniel câteva cuvinte despre el, despre trecutul lui și cum, de unde l-a ridicat Dumnezeu și unde l-a găsit pe Dumnezeu. În urmă cu aproximativ 11 ani, aveam vârsta de 15 ani și eram într-o căutare febrilă. Mă urmărea gândul acesta al veșniciei, ce se va întâmpla după moarte. Nu e preocuparea multor tineri ce se întâmplă după moarte la 15 ani, țardez de distracție, de fete, de alte lucruri, dar pe mine mă urmărea și mă ardea gândul ăsta ce se întâmplă dacă mor sau cum aș putea oare să obțin viața veșnică. Căutarea asta după veșnicie m-a convins ca într-o zi să citesc Sfânta Scriptură, să citesc Biblia. Am citit Biblia, citisem zeci de cărți înainte să citesc Biblia și am zis hai să citesc și cartea asta, pot o să găsesc adevărul în ea. Mi-am făcut un program sistematic în fiecare zi să citesc și mi-am dat seama că nu înțeleg nimic din cartea asta. Și am zis, Doamne, ce se întâmplă cu cartea asta? Ori nu mă duce pe mine capul, ori cartea asta e mult mai deosebită decât celelalte cărți. Capul nu cred că nu mă duce, pentru că toate celelalte cărți pe care le-am citit le-am înțeles. Cred că e ceva deosebit cu cartea asta. Ajută-mă să înțeleg ce trebuie să fac, Doamne. Dacă ești atât de mare, de grandios cât arată cartea asta că ești, ajută-mă să te înțeleg și ajută-mă să mă pot schimba când dau seama că sunt păcătos. Mare lucru nu am înțeles din Scriptură când am citit-o din Noul Testament, dar ceea ce am înțeles cu siguranță, am înțeles că sunt păcătos și că mă duc în iad. Până să citesc Scriptura, mă gândeam, poate mă duc în rai, poate mă duc în iad, am și fapte bune, am și fapte rele. Dar pentru mine citirea Scripturii, citirea Noului Testament a reprezentat un punct de cotitură în care eu mi-am dat seama sunt păcătos și mă duc în iad. Și cuprins de gândul acesta că mă duc în iad, am intrat într-o căutare disperată. Ce să fac ca să merg în rai? Am început să mă chinui, să mă forțez eu pe mine însumi să îmi schimb viața. Din cauza faptului că fac parte din etnia romă, sunt țigan. Din cauza asta am avut multe probleme la școală. Lucrul ăsta m-a determinat să mă apuc de sport și să caut așa, într-un fel, să mă răzbun pe cei care mi-au făcut rău și m-am implicat în mai multe conflicte, în bătăi, am devenit o fire răzbunătoare, violentă, săream
la bătaie pentru orice cuvânt greșit care mi se părea mie urât sau jignitor la adresa mea și mi-am dat seama, am zis, măi, nu e un mod plăcut lui Dumnezeu, nu e un mod de trăire plăcut, trebuie să fac ceva să mă schimb, să mă las de violență, dar ce să fac, Doamne, că nu pot. Și într-o zi, în timp ce jucam tenis cu prietenii mei, vine un grup de tineri la prietenul care era în celălalt capăt al terenului și stă de vorbă cu el. Stă un minut, două, trei să lungez la vorbă și eu așteptam să plece pentru că vroiam să joc tenis, vroiam să câștig. Când am văzut că se lungez la vorbă și nu mai pleacă, am luat mingea de tenis, am lovit-o cu racheta cu gândul să îl țintesc în cap pe băiatul din grupul acela care îl ținea de vorbă pe prietenul meu. Am zis, mă, îi dau una să plece, să ne lase în pace, ce vine el să ne întrerupă jocul. Și l-am ratat, a trecut mingea pe lângă capul lui. No, când am văzut că a trecut mingea pe lângă capul lui, el nu s-a oprit să zică, bă, ai vrut să-mi dai în cap sau așa, a continuat discuția. Eu am zis, măi, eu cred că a observat mingea și acum e nervos, mă duc lângă el și dacă zice ceva, că de ce ai dat și nu știu ce, sar la bătaie. Și m-am dus lângă el, așa pornit pe scandal, să văd ce vorbește el acolo, de, îl ține de vorbă. Nu mă interesa ce vorbește, eu vreau să joc. Și stau să ascult, așa, pus pe chitit pe bătaie, stau să ascult și am auzit că vorbește despre Dumnezeu. Când am auzit că vorbește despre Dumnezeu, imediat m-a captat, pentru că vorbea cuvinte din Scriptură pe care eu le citisem de curând și nu le înțeleseasem. Și băiatul ăsta vorbea despre cuvintele alea și spunea despre puterea transformatoare a lui Dumnezeu. Când am auzit așa, am fost străpuns de Evanghelie și a început să vorbească numai cu mine. A observat că l-ascult, a început să vorbească cu mine, am fost pătruns de mesajul Evangheliei și m-a întrebat, vrei să-L primești pe Iisus în inima ta, vrei să te pocăiești, vrei să te lași de păcat? Eu am zis, măi, eu aș vrea, dar nu acum, mai târziu. Mă gândeam, măi, dacă mă pocăiesc eu acum, păi da, în Biblie zice să întorci obrazul, mi-aduceam aminte, toți știu versetul ăsta, și ăștia nepocăit. Eu nu pot să întorc obrazul, atâta vreme am fost umilit și acum când am tras și eu de fiare și am devenit un pic mai bun la bătaie, acum nu mai pot să întorc obrazul, mă gândeam eu. Poate pe viitor o să mă pocăiesc, după ce mă fac mai mare. Și mi-a pus o întrebare crucială și mi-a zis, dar de unde știi că ziua de mâine e a ta? Poți să mori oricând. Ziua de mâine nu ți aparține. Și atunci mi-am dat seama și am realizat faptul că nu am nicio siguranță să trec în ziua de mâine fără Dumnezeu, pentru că pot să mă duc în iad. Și am zis, da, crezi că mă poate ierta, mă poate primi Dumnezeu, mă poate ierta pentru tot ce am făcut? M-a explicat din Biblie și mi-a zis că da. A mers cu el în curte, s-au rugat pentru mine frații de acolo și în urma rugăciunilor lor am primit o pace, am primit o bucurie, am primit siguranța că am fost iertat și am fost mântuit de Dumnezeu. L-am primit pe Iisus în inima mea. Amin. Amin. Mulțumesc foarte mult, Daniel, pentru sinceritate. Într-adevăr, iată, Dumnezeu s-a atins și trebuie să atingă neapărat de fiecare dintre noi înainte de a ne chema în slujire și de a ne face părtaj la experiențe deosebite. Eu am scris acolo, ca titlu al emisiunii, Misiune și minuni între romi, în lucrarea cu romii din Oltenia. De asemenea, am citit un pasaj care vorbește despre Ierusalim, despre Iudeea, dar și despre Samaria. Samaria era un popor marginalizat, stigmatizat, ca și romii astăzi. Și iată, Domnul Iisus îi menționează și pe ei, și la ei, conform poruncii lui și a dragostei lui, trebuie să ajungem cu Evanghelia. O să rog acum pe domnul pastor Marcel să ne spună, e clar, Dumnezeu l-a atins prin acea misiune cu copiii, și iată că la rândul lui a devenit un păstor iubitor de misiune. Cum va chema Dumnezeu la lucrarea aceasta de slujire în general și de lucrare cu romii în special? Pentru că dumneavoastră, știu, din câte știu, sunteți de etnie română. Da. Așa cum și fratele Daniel a menționat mai devreme că avea o ură, o răzbunare, ceva, așa aveam și eu din tinerețe, pentru că fiind de aici, în zonă centrală, erau la cinematografe, erau la multe lucruri de genul acesta și aveam probleme cu acești romi. Și aveam o ură asupra lor. Numai că Dumnezeu, la întâlnirea cu el, m-a schimbat, slăvit și glorificat să fie numele Lui. Amin. Eu consumam foarte multă cafea, tutun,
Dar Dumnezeu, când m-a eliberat de cafea și de tutun și de toate lucrurile, deci îi mulțumesc Domnului că m-a scăpat. În primul rând, El a fost Cel care a putut să mă curățească. Și prin această întâlnire cu El, mi-a pus și o dragoste pentru această etnie romă. Amin. Deci, nu am știut până când nu m-am trezit așa din această lucrare unde mergeam, în această biserică, fiind mulți frați care așteptau la cuvânt, eu fiind mai nou, lucrurile mergeau mai greu. Și atunci, dacă Dumnezeu m-a și botezat cu Duhul Sfânt, mi-a dat și daruri, atunci am zis, Doamne, de ce să nu merg eu în satele din jur și să spun despre Tine? Am început să merg, în prima dată am mers pe cartierele marginașe ale Craiovei, pe unde sunt frații rău. M-am înțeles bine, frații au primit cuvântul, slăvit să fie Domnul, pentru că doar nu mă primeau pe mine și primeau pe Dumnezeu. Deci când ascultau cuvântul Domnului, așa simțeam eu și simt și acum că parcă față de frații mei români, parcă frații romi primesc mai cu bucurie. Parcă primesc așa, vin, ascultă. Este adevărat că se lasă mai greu prelucrați, dar în primul caz se aruncă în brațul Domnului și sunt așa precum când sare oaia, sare toată turma. Așa Amin. Vin și ei. Așa vin și ei. Și Domnul să-i binecuvinteze, pentru că sunt niște oameni mai greu de prelucrat, dar este adevărul că au această dragoste și vin la cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și mergând, vestind cuvântul în stânga, în dreapta, deci Dumnezeu a început să lucreze, așa conform Marcu 16, că cine va crede și va merge și va spune cuvântul, va fi însoțit de minunile mele. Și Dumnezeu a lucrat, slăvit și glorificat să fie numele Lui. În momentul acesta sunteți full-time, da? În lucrarea Domnului. Adică nu mai aveți un alt serviciu, o altă slujbă. Eu lucrez, am servici. Serviciul meu care merg pentru familie, ca să am și eu un ban să pot să merg în familia. Am Dar înțeles. În timpul liber mi-l ocup cu slujirea în biserică, unde sunt chemat, cu misiune cu fratele Daniel, dacă mă roagă să mergem undeva. Mulțumesc! Bun, mulțumesc! Mergem la Daniel. Daniel, să ne spui cum ai simțit chemarea aceasta, dincolo de formarea ta, să zic așa, pentru a fi mai tare fizic, pentru a te răzbuna pe cei care ți-au făcut rău. Iată că Dumnezeu a avut un alt plan, te-a chemat la mântuire. Și cum ai simțit și chemarea la slujire? Deci prima dată când m-am pocăit, am început să-L slujesc pe Dumnezeu prin recitarea de poezii. Asta a fost prima mea slujbă în biserică înainte să mă botez. Am mai crescut și în cunoștința cuvântului și fizic și Dumnezeu m-a ajutat să pătrund mai în profunzime cuvântul. Și am simțit în inima mea dorința pentru aducerea la pocăință a celor nemântuiți. Prima lucrare pe care am început-o a fost lucrarea media, despre care o să vorbim poate în altă emisiune. Atunci când lucrarea aceasta media pentru mine a ajuns la un apogeu, ca să zic așa, am simțit în inima mea de la Domnul chemarea că trebuie să încep o lucrare pe plan fizic. Trebuie să transfer lucrarea mea de pe partea media pe plan fizic. Mulți dintre cei care vor asculta emisiunea se vor gândi, dar cum ți-a vorbit Dumnezeu? Păi prin Biblie, printr-un vis de noapte, prin descoperire, prin prorocie. Vreau să vă spun că Dumnezeu, da, are toate modurile acestea de a comunica cu noi oamenii, însă în privința aceasta, la mine pur și simplu, atunci când mă rugam, simțeam în inima mea o convingere profundă că Dumnezeu vrea să facă o trecere de pe partea media pe partea fizică. Nu știu, să vă spun că era un gând, că era o șoaptă lăuntrică, nu. O voce nu am auzit, dar era o convingere clară, fermă, puternică, că Dumnezeu vrea să mă transfere de pe misiunea media pe partea de lucrare. Și am început să mă rog, am început să postez și am zis, Doamne, eu sunt gata, sunt aici, sunt
dispus, sunt disponibil să lucrez pentru tine, călăuzește-mă tu și arată-mi dacă într-adevăr ceea ce simt, convingerea asta îi de la tine și dorința aceasta tu mi-ai pus-o, atunci dă-mi tu călăuzirea corectă să văd ce să fac și unde să fac. Asta era foarte important pentru mine, ce să fac și unde să fac. Eram într-un moment de cotitură în viața mea, trebuia să aleg. Ori să plec în străinătate, ori să iau un job, ori misiune. Am zis, Doamne, Tu dacă mă chem la misiune, călăuzește-mă Tu. S-a deschis o oportunitate pentru a face o școală biblică în zona Drăgăneștiului. Și am pus atunci două semne înaintea Domnului. Și am zis, Doamne, dacă e voia Ta să urmez această școală biblică, în primul rând te rog să-mi spună că au nevoie de mine în lucrare, deci o să mă duc câteva zile și ei să-mi spună că au nevoie de mine în lucrare și în al doilea rând, fă să fie gratis școala aceasta, pentru că dacă este cu bani, că sunt și alte școli biblice care sunt cu bani, tu știi că eu nu-mi permit. Eram la un moment în care trebuia să îmi găsesc un job la momentul acela. Eram în pană de bani. Ambele semne s-au împlinit și am început să frecventez cursurile acestei școli biblice numită I2I, echipat pentru a echipa. Apoi, intrând în cadrul școlii, o perioadă de timp i-am ajutat pe media, aveau nevoie de ajutor în lucrarea pe media. Am filmat zeci de videouri sau sute de videouri pentru ei, dar eu în continuare mă rugam, Doamne, eu simt că Tu vrei să mă transferi pe lucrarea fizică, te rog arată-mi direcția, arată-mi unde vrei să lucrezi, ce vrei să fac pentru tine. Și în cadrul școlii biblice, având contact cu oameni cu experiență în domeniul slujirii, au fost câteva voci care mi-au spus, Daniel, eu cred că Dumnezeu vrea ca tu să lucrezi cu romii. Altcineva, apoi, Daniel, eu cred că Dumnezeu vrea ca tu să lucrezi cu romii. Eu mă gândeam, măi, dar mi-era greu pe de-o parte, cu toate că zisesem, Doamne, sunt aici, sunt la dispoziția Ta, pe de-o parte mă gândeam, Doamne, să las o lucrare media la care deja am avut niște rezultate destul de mari și să pionierez ceva nou la care n-am siguranța că voi obține aceleași rezultate. Să las ceva de, care deja s-a concretizat pe ceva nou. Doamne, mi-era greu să accept. Filip, da? Filip care a fost chemat să plece în pustiu, să-l ajungă din urmă pe etiopian și a lăsat o trezire spirituală acolo în Samaria. Da. Și la un moment dat, într-o zi, mă sună un prieten misionar care a venit din Brazilia să facă misiune în România și el nu vorbește limba română, el cu soția lui vorbește limba engleză și limba portugheză. Și îmi zice, Daniel, uite, noi vrem să găsim o chirie în Craiova, te rog dacă poți să vii cu noi să vorbești, am găsit un anunț pe net, dacă poți să vorbești cu proprietarul că noi nu putem să vorbim limba română, să ne înțelegem la preț, la contract și așa mai departe. Și da, cum să nu, m-am dus cu el, era o casă undeva aproape de marginea orașului, undeva o zonă numită Aviasan. Și mi-arunc așa ochii peste delimitarea aceea unde se termină casele și vine câmpul și văd în câmp o mică așezare umană cu niște case, cu niște oameni și simt așa în inima mea o călăuzire aproape ca o voce, nu pot să zic că a fost o voce, dar aproape ca o voce, o călăuzire puternică, aici tu vei începe o lucrare de misiune. Și am zis, Doamne, dar cum să încep aici, că nu-i cunosc pe oamenii ăștia, cum să mă duc la ei, ce să le spun, cum să mă prezint? Și din nou am simțit gândul ăsta, impresia asta puternică, aici tu vei începe o lucrare de misiune. Și am zis, Doamne, dacă cu adevărat e voia Ta, eu sunt aici, vreau să fac lucrul ăsta. M-am gândit cum să fac, m-am zbătut cum să fac și următoarea zi sau la câteva zile diferență, la scurt timp, m-am dus acolo cu niște ajutoare și în felul acesta a fost modul de intrare. Oamenii aceștia trăiesc într-o sărăcie lucie, nu au curent, au casele în mijlocul câmpului pentru că, na, neavând bani să-și cumpere teren și așa, s-au făcut case în mijlocul câmpului. Lapte la copii nu au, o grămadă de nevoi pe care le au și am zis vreau să vă întind o mână de ajutor, le-am trimis niște ajutoare
și în felul acesta ei mi-au oferit prietenia lor sau credibilitate. Am căpătat credibilitate înaintea lor și am început să le vorbesc despre Dumnezeu. Am format o mică celulă de rugăciune acolo și am început să le propovăduiesc Evanghelia. Am organizat acolo și programe pentru copiii lor, adaptate vârstei lor. Și la un moment dat, în timpul unei evangelizări pe care am organizat-o în zona aceasta, s-a făcut o chemare la pocăință, s-a îndemnat la o decizie de a-L primi pe Iisus și mai mulți din ei au avut lacrimi pe față și au spus, da, vrem să-L urmăm pe Iisus, vrem să-L urmăm pe Iisus. Acum, în momentul de față, pentru ei este și un proces ca ei să conștientizeze pe deplin decizia pe care au spus-o cu gura lor. Este nevoie de un timp de ucenicizare ca această decizie să se maturizeze în inima lor și să poată fi concretizată mai departe în apa botezului. Nu este o lucrare ușoară. De ce? Pentru că la români e un pic mai diferit. Un român, zic în general, nu toate cazurile, dacă zice vreau să-L urmez pe Iisus, de obicei omul ăla o să-L urmeze după ce zice asta. Exact. La țigani e un pic diferit. Sunt pe partea asta emoțională, o inimă foarte deschisă, dar așa cum se aprind, la fel de repede se sting și de asta este nevoie de un proces consecvent de muncă, de creștere, de ucenicizare și Domnul să-mi dea putere și răbdare mai departe în proiectele viitoare în mijlocul lor. Amin. Mulțumesc, Daniel, Amin. Pentru că ne-ai luminat cu privire la începutul tău în lucrarea cu romii. Vreau să te întreb și pe tine, în momentul ăsta ești full-time în lucrare, deci tu ești în situația aceea, cine propovăduiește Evanghelia, trăiește din Evanghelie. Cam așa e situația ta acum. Deci, aproape ceea ce am spus. Da, ceea ce am spus, dar am un job, lucrez pe partea media. Jobul ăsta nu mi-a toată ziua, mi-a destul de puțin din zi și am mult timp pentru a face lucrarea aceasta de propovăduire Evangheliei. Am înțeles. Deci, ca și la pastorul Marcel, ești bivocațional, într-un fel, să zic așa. Vreau să te mai întreb aici puțin despre partea asta cu media. Ajunsese la performanțe mari, iar e un fel de vlogger creștin, așa să zic, aveai peste 50.000 de urmăritori pe un site sau un blog al tău. Câteva detalii despre lucrarea ta pe media, despre performanța asta, poate o dezbatem altă dată în detaliu. Deci așa ai început tu să propovăduiești Evanghelia pe media și unde ai ajunsese cu lucrarea asta? Cât de sus ajunsese? Lucrarea asta cu media a reprezentat o parte importantă din viața mea în care mi-am investit mai bine de 5 ani și ajunsesem la două canale creștine, unul de 86.000 de abonați, unul de peste 50.000. La numărul de vizualizări pe ambele canale trecuse de 20 de milioane. Acum îi mai scăzut pentru că am șters din videoclipuri multe din ele. Și au fost mulți oameni care au auzit Evanghelia în felul acesta, pentru că sunt zone unde nu a mers niciodată niciun misionar, niciun pocăit. Dar omul în intimitatea casei lui intră pe YouTube și caută ceva, orice caută, și apare acolo la recomandate. Predică creștină sau melodie creștină. Și omul când dă click acolo, se duce din mesaj în mesaj pe videoclipuri creștine care îl învață despre Dumnezeu. Și am auzit persoane care au căpătat o mentalitate evanghelică fără să ajungă niciodată într-o biserică evanghelică, doar prin intermediul media, urmărind pe YouTube predici, urmărind melodii creștine. Și mă bucur că și dumneavoastră faceți o asemenea lucrare media. Am văzut că a zâmbit când am spus lucrul acesta. Știu că pe lângă vocația de pastor pe care Dumnezeu v-a dat-o, aveți și pasiunea aceasta de a propovădui Evanghelia pe toate mijloacele posibile, chiar și prin media. Și da, frate Nelu, sunt oameni care se întorc la Dumnezeu și s-au întors la Dumnezeu și îl urmează pe Dumnezeu prin intermediul lucrării media. Aleluia, mulțumim, Domnul să te binecuvânteze. Poți deveni sau ar trebui să fii un fel de consultant al celor care astăzi sunt forțați cumva de situația asta de pandemie să se concentreze cu Evanghelia și cu ucenicizarea, cu
propovăduirea și sfințirea celor care deja au luat o decizie pe în domeniul acesta, în acest domeniul acesta media. Ne întoarcem la domnul pastor Marcel și spunea că și tu spuneai și subliniai că în lumea aceasta a romilor, puțin diferită de cea românească sau de alte culturi, ei sunt reacționează foarte repede, sunt de multe ori sentimentali, dar au și o mai mare instabilitate. De aceea cred că Dumnezeu folosește lucrarea voastră cu romii, în propovăduirea Evangheliei între romi și acest aspect care a fost întotdeauna în istoria bisericii, dar mai ales la începutul bisericii primare, semne și minuni. Și deja domnul Marcel amintea de faptul că Dumnezeu a îngăduit în viața lui și are în experiența propovăduirii și lucrării lui cu romii și astfel de evenimente care au întărit și credința lui, dar cercetat aceste semne și minuni comunitățile de rom care sunt foarte impresionabili la capitolul acesta. Domnule Marcel, poate ne amintiți câte ceva din aceste experiențe. Da, așa cum a spus și dumneavoastră, odată cu propovăduirea și împlinirea unor minuni, Dumnezeu m-a întărit și pe mine, arătând că este cu mine în Duhul, pentru că, așa cum spune acolo, vă ziceam în Marcu 16 și în Matei, zice, eu voi fi cu voi. Deci Domnul este, noi suntem lucrători împreună cu Domnul. Corect. Dar cea mai mare parte a lucrării o face Dumnezeu, pentru că El, prin Duhul, face minunile, vindecările și toate lucrurile care oamenii, odată văzând lucrurile acestea, știți cum se întâmplă și mai ales cum este la frații romi. Ei acolo sunt ca la urs, se strâng foarte mulți. Exact. Când se vede câte o minune de genul acesta, eu îi mulțumesc Domnului că Dumnezeu ne-a dat puterea aceasta, mi-a dat cel puțin puterea aceasta, ca să rămân zmerit în lucrurile acestea, pentru că de multe ori vine gândul acela de înălțare, că ei vin să te aclameze, să facă din tine un Dumnezeu. Și le-am spus, fraților, nu noi facem lucrurile acestea, ci Duhul lui Dumnezeu. El este Cel care lucrează, Domnul Iisus Hristos a spus, eu voi fi cu voi până la sfârșit. Deci, dacă voi credeți, veți vedea minuni. Și Dumnezeu Amin. A lucrat, slăvit și glorificat să fie numele Lui. Un semn deosebit pe care Dumnezeu, sau de care Dumnezeu s-a folosit ca să aveți impact și mai mult în comunitatea romă. Da, lucrul acesta s-a întâmplat chiar acolo în Coțofenii din față, unde slujesc. Mergând acolo, m-au sunat frații într-o zi, că eu fiind din Craiova, cetatea este aproximativ la 20 de kilometri, m-au sunat frații și zice, frate, vino repede că uite, au adus acasă niște vecini aici de-ai noștri, au adus acasă o mamă de-a lor, au dat-o doctorii din spital că moare. Are plămâni, este cu plămâni în metastază și doctorii au zis că nu mai poate să-i facă nimic, au dat-o acasă să moară. Oamenii aceștia s-au speriat și n-au mai băgat-o în casă, au aruncat-o sub un pom în bătătură. M-am dus acolo să văd despre ce este vorba. Într-adevăr, o bătrână, am găsit-o acolo, în timpul respectiv avea undeva pe la 60 de ani. Am pus mâna pe ea, am mișcat-o, nici ochii nu putea să-i deschidă bine. Am zis, Doamne, s-a strâns lume grămadă acolo. Am zis, Doamne, ce pot să fac eu dacă Tu nu-ți faci prezență? Amin. Am zis, vreau să fie un semn de la Tine, ca femeia aceasta să scoată un grai din gură, să spună ceva. Oamenii aceștia mă îndeamnă să o botez. Cum să botez eu un muribund? Și atunci m-am rugat și în timp ce m-am rugat, Dumnezeu mi-a dat semnul respectiv. Zic, mâine, era sâmbătă, zic, mâine când vin la adunare, hotărâm ce facem. Și atunci Dumnezeu mi-a dat semnul respectiv ca femeia aceea să scoată un cuvânt din gură. Și zice, vreau să mă botez astăzi. Extraordinar. Am auzit semnul acesta, că a vorbit, am zis, Doamne, eu fac așa cum am hotărât. Zic, puneți mâna și încălziți apă, o botez chiar aici în curte. Păi nu două la jiu, nu, dacă femeia este bolnavă, așa cum scrie actele, încălziți apă cu boteză aici. N-avem cadă. Mergeți și împărați 2 metri de celofan. Am bătut 4 țăruși, am legat cu sârmă, am pus acolo 15-20 de găleți de apă,
Și am băgat-o, am botezat-o acolo. După ce am botezat-o, soția cu 3-4 surori, a luat-o, a dus-o în casă, au schimbat-o. Și acum vine un băiatul ei cel mare și zice așa. Zice, când am mers să iau celofan, mi-a zis, frate, ăștia ai dumitale, să cumpăr ceva, fructe, mâncare, ca să facem o masă de dragoste. Pregătiți-o. Zice, a pregătit-o surorile, vino, roagă-te să mâncăm. M-am dus, m-am rugat și am zis, luați și mâncați în numele Domnului Iisus. Fraților, vă rog să mă credeți în numele Domnului Iisus Hristos, s-a produs minunea. Femeia aceea a ieșit pe picioarele ei din casă, afară, mergând singură, neținând-o nimeni de mână. A venit la masa noastră. Când am văzut-o acolo, chiar și eu am rămas înmărmurit. Și am zis, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu este cu noi. Și Dumnezeu, din momentul respectiv, mi-a dat un avânt în cetatea respectivă, pentru că știam că mă însoțește prin cuvânt și puteam să și mărturisesc, puteam cu putere să vestesc Evanghelia și toată lumea stătea în ascultare și unii dintre ei au venit și s-au predat, au venit și au încheiat legământul cu Domnul. Asta a fost în cetate acolo. În Amin. Alte cetăți. Frate Marcel, o să continuăm imediat, dar nu vreau să șomeze prea mult Daniel. O să-l întreb pe el. O să-l întreb și pe el acum dacă își aduce aminte sau dacă Duhul Domnului aduce aminte de un eveniment de genul acesta, o experiență deosebită de genul acesta, pentru că noi știm din Scripturi că Evanghelia nu stă doar în vorbe, ci Amin. Și în putere, și în putere. Și Dumnezeu totdeauna a însoțit slujitorii Lui care se zmeresc, atenție! Aleluia! Pe slava Domnului, cum a zis și dumneavoastră, nu nouă, ci numelui Tău, zice Psalmul 115, Doamne, dă slavă! Nu nouă! Noi ne suntem niște unelte. Daniel, ți-aduce aminte poate o experiență deosebită în care Dumnezeu a fost proslăvit și a lucrat cu putere și impact în cei care au văzut minunea? Da, vreau să spun că noi ca și creștini, dacă îi slujim unui Dumnezeu supranatural, nu se poate ca la un moment dat să nu existe în viața noastră experiențe supranaturale. Și lucrurile acestea nu se întâmplă numai la lucrători. Eu cred că fiecare creștin, la un moment dat în viața lui, poate să mărturisească măcar o experiență supranaturală cu Dumnezeu, pentru că cu toții slujim aceluiași Dumnezeu supranatural. Și că veni vorba de partea aceasta a zmereniei, nu noi facem minunile ca oameni, ci Dumnezeu, în bunătatea și în îndurarea Lui, hotărăște să ne asculte rugăciunile și să facă semne dintre acestea. Vreau să vă spun că la un moment dat eram cu mama acasă și era disperată, mi-a zis, uite, mi-au zis că am un chist, ovarian, vor să-mi facă operație, mama e foarte fricoasă, era frică de operație, nu vrea să treacă prin mâna doctorilor să o taie bisturiu. Și atunci mi s-a făcut o milă foarte mare de mama mea și am simțit nevoia să mă rog pentru ea. Și mi-am pus mâna peste ea și am început să mă rog cu lacrimi. M-am rugat cu lacrimi pentru că durerea de mamă e cea mai mare durere. Am văzut-o în starea în care este, de disperată. Da, da, da. Și am simțit din partea Duhului Sfânt ungerea Domnului, cum s-a coborât peste mine și am văzut și a venit spre ea. Când am mers zilele următoare la medic, mi-a dat răspunsul mama și mi-a zis, măi, nu mai e nevoie de operație, mi-au zis că nu mai am nimic. Dumnezeu nostru este mare. Eu în timp ce m-am rugat am zis, Doamne, nu sunt eu ceva sau cineva ca să faci ceva prin mine, dar datorită bunătății Tale, datorită faptului că ești Dumnezeu milostiv, te rog, atinge-te și nu îngădui să treacă prin mâna medicilor. Și dacă te uiți la această emisiune și aștepți poate ai un bolnav în casa ta și aștepți poate slujitori deosebiți să se roage, să vină, să facă ungerea, vreau să spun că chiar pe tine Dumnezeu te poate folosi să mergi să te rogi pentru soțul tău, pentru soția ta, pentru ruda ta care este bolnavă în pat. Dumnezeu poate asculta rugăciunea ta. Roagă-te cu credință, roagă-te cu seriozitate, roagă-te pe Dumnezeu ca și cum toată viața ta ar depinde de această vindecare, ca și cum ai fi în locul bolnavului acelea și îi simți durerea. Și Dumnezeu când vede că simți, că empatizezi cu cel care e bolnav, Dumnezeu
îți ascultă rugăciunea, vine și Slavă vinde. Cuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Amin, mulțumim. Mi-aduc aminte că ziceai de un coleg de când eram stagiar, inginer stagiar, acum 20 și ceva de ani, 30 de ani. El s-a întors la Domnul printr-un evanghelie pe care eu i-am dat-o și avea mari dureri la un picior din cauza un fel de artrită, ceva de genul ăsta, și ajunsese la o disperare mare. El se întorsese la Dumnezeu, este la Biserica Baptistă din Piatra Neamț, pe nume Fane sau Ștefan, și nu mai suporta. Și la un moment dat a zis: Doamne, dacă aș avea un topor, aș tăia piciorul ăsta, așa de tare mă doare, fă ceva cu mine. Dacă nu, mă duc și iau un topor și mi-l tai singur, că nu mai suport durerea. Și Dumnezeu a lăsat și peste el acel fior, acel curent electric, i-a trecut din creștet până în picior și astăzi, slavă Domnului că e slujitor de bază acolo la Biserica Baptistă din Piatra Neamț, și a fost vindecat pe loc de acel picior care pur și simplu nu-l mai suporta de durere. Dumnezeu lucrează în toate cultele, Dumnezeu lucrează cu credință, unde e pocăință, unde e umilință și lepădare de sine. Dumnezeu nu ține de barierele confesionale. Ne întoarcem la domnul pastor Marcel și poate mare să ne povestească tot așa o experiență. Deci Dumnezeu a făcut și cu mine o minune. Eu din naștere am probleme cu inima. Deci sunt, cum se zice, ereditar din familie. Da. Și la vârsta de 24 de ani, medicii au hotărât să-mi dea tratament și mi-au spus: inima dumitale are 85 de ani. Deci la vârsta de 24 de ani, inima mea deja avea, luam tratament pentru om de 85 de ani. Și ușor, ușor, în timp, am ajuns la Pădurea Verde la Timișoara, la care s-au strâns un grup de medici acolo, m-au analizat din aparaturi, prin tot felul de lucruri astea. Și am întrebat și eu: dom'le, ce mai e de făcut? Nu răspundeau nimic. Dar de ce vă uitați așa la mine? Dom'le, zice, așteptăm din minut în minut ca dumneata să cazi jos din picioare și să muri. Slăvit să fie Domnul, zic. Păi cum mă slăvit să fie Domnul? Păi dacă după aparatele dumneavoastră sunt mort, atunci cineva mă ține în picioare. Și oamenii ăia nu i-am mai văzut, nu au mai dat pe la mine și am plecat acasă și iată și astăzi am vârsta de 53 de ani și îi slujesc Domnului din toată inima. Pentru că dacă El mă ține, înseamnă că trebuie și eu să fac ceva. Și dacă mă las de lucrarea Lui, înseamnă că mă duc în țărna pământ. Numai alergând în câmpul de evangelizare, Dumnezeu mă ține. Așa am înțeles. Numai slujindu-i și numai fiind o unealtă în mâna Lui, la locul potrivit, acolo unde trebuie să fiu. Slăviți să fie numele Lui. Slăviți să fie numele Lui. Mergem la Daniel, poate mai are și el de împărtășit o experiență, ceva. Să nu uităm să spunem celor care ne urmăresc că totdeauna, în urma oricărei rugăciuni, oricât de inspirată, oricât de puternică, să nu uităm să zicem: voia Ta, Doamne, să se facă. Amin. Pentru că sunt rugăciuni și sunt mijlociri la care aparent Dumnezeu nu răspunde și minunea parcă nu apare. Dar Dumnezeu în planul Lui le ține pe toate și noi trebuie să fim pocăiți, meriți și să așteptăm în răbdare răspunsul Domnului. Daniel, ți-aduce aminte și de alte experiențe deosebite din câmpul de lucrare? Desigur, în câmpul de lucrare, atâta timp cât ești activ, nu ai cum să nu ai experiențe cu Domnul. Și poate unii dintre cei care vă uitați de acasă sau ascultați la radio sau vedeți pe YouTube, vă gândiți și vă întrebați cum de în viața altor oameni se întâmplă minuni de vindecare și în viața mea nu, sau în familia mea nu, că mă rog de atâta timp. Acum, focusul acestei emisiuni a mers pe latura aceasta de evenimente supranaturale și de asta o să mă axez să vorbesc despre lucrul acesta, cu toate că Evanghelia este mult mai amplă. Însă ceea ce vreau să vă spun cu sinceritate și smerenie de plină înaintea dumneavoastră e că majoritatea persoanelor pentru care m-am rugat pentru vindecare nu au fost vindecate. Deci puține cazuri în care m-am rugat pentru persoane
și au fost vindecate. Majoritatea pentru care m-am rugat pentru vindecare nu au fost vindecate. Dar faptul că Dumnezeu a ales ca pe unii să-i vindece, asta arată că Dumnezeu are puterea de să vindece, arată că această putere de vindecare este existentă pe pământ și Dumnezeu ne-a dat nouă oportunitatea aceasta să ne rugăm pentru oameni ca să fie vindecați, dar nu toți vor fi vindecați. De aceea nu cădeți în descurajare cei care nu vedeți niciun rezultat. La un moment dat eram într-o lucrare cu mai mulți frați, printre care și un frate din Republica Moldova. La un moment dat a început să acuze dureri mari de cap. Daniel, mă doare capul, mă doare capul, mă doare capul foarte rău. Nu știam cum să liniștesc, ce să-i fac. Am ajuns acasă, s-a întins în pat și a zis, măi, trebuie să chem salvarea, trebuie să fac ceva, mă doare foarte tare capul. Și mi-a zis, roagă-te pentru mine. Îmi zice el, roagă-te pentru mine. Eu am fost așa luat pe nepregătite. Când mi-a zis, roagă-te pentru mine, mă gândeam așa, măi, dacă mă rog acum pentru el și nu se întâmplă nimic, mă gândeam, mi-a venit gândul ăsta, dacă eu mă rog și nu se întâmplă nimic, eu am zis, măi, hai, lasă, uite, poate iei o pastilă, bei un pahar de apă, nu. El a insistat, Daniel, roagă-te pentru mine acum. Eu, văzând insistența lui și văzând că nu mai scap de el, am zis în mintea mea, Doamne, eu acum mă rog pentru el, dar tu știi că eu nu am nicio putere ca să-l vindec. Te rog, vindecă-l tu. Amin. M-am rugat așa de la distanță, mi-am întins așa mâna spre el și am început să mă rog și în timp ce mă rugam, am început să simt prezența lui Dumnezeu și din nou, cum am spus mai devreme, am simțit curentul acela cum curge de sus, îmi trece prin tot trupul și îmi iese prin mână. Și atunci m-am apropiat de el când am simțit că acel curent care este puterea Duhului Sfânt vrea să vină spre mine, m-am apropiat și am pus mâna pe el. În momentul în care am pus mâna pe el, deci eu vreau să mă rog mai mult, dar am apucat să mă rog foarte puțin, că în momentul în care am pus mâna pe el și l-am atins, el m-a întrerupt și a zis, stai așa, stai puțin. Și atunci m-am speriat și eu și m-am gândit, băi, poate nu m-am rugat bine, o fi zis ceva greșit, s-a supărat. Stai, stai puțin. Da, Denis, ce s-a întâmplat? Măi, nu vine să cred, chiar vorbești serios? Ce? Ce s-a întâmplat? Măi, nu m-am, mi-a dispărut durerea de cap, uite, când te-ai rugat și m-ai pus mâna pe mine, mi-a dispărut dintr-o dată durerea de cap. Nu-i venea să creadă, cu toate că și el este misionar, este creștin, dar a fost o experiență în care Dumnezeu și-a arătat puterea așa, pe moment. Și de aceea, chiar dacă ai multe experiențe în care te-ai rugat pentru persoane și n-au fost vindecate, nu înseamnă că trebuie să încetezi să te rogi. Pe baza experiențelor din trecut, când m-am rugat pentru persoane și nu au primit vindecare, poate și eu aici am fost tentat să nu mă rog. Să zic, măi, poate nu o să se întâmple nimic nici de data aceasta. Dar ceea ce vreau să vă spun este că trebuie să fim întotdeauna disponibili ca Dumnezeu să lucreze cu noi. Asta am învățat eu din experiența aceasta. Oricare ar fi eșecurile din trecut în privința lucrării, în privința rugăciunii pe partea spirituală, nu mă refer aici la eșecuri morale, ci la eșecuri în privința țelurilor, în privința lucrării. Oricare ar fi eșecurile, trebuie să continui să ai așteptări mari de la Dumnezeu, pentru că dacă ai o inimă deschisă și vei fi dispus și disponibil, vei fi o unealtă la îndemâna lui, vei fi surprins de timpul și de modul cum Dumnezeu va alege să te folosească. Amin, mulțumesc foarte mult. Mai avem Amin. aproximativ 5 minute, timp în care trebuie să ne luăm și la revedere, dar timp în care aș vrea să dați fiecare câte un sfat sau două, așa pe scurt, celor care ne urmăresc și care la rândul lor slujesc. Slujesc români, slujesc ruși, slujesc lipoveni și mai ales celor care slujesc în etnia romă, despre care am spus că e o slujire mai specială, mai deosebită. Vreau să amintesc înainte să vă rog să dați acest sfat celor care ne urmăresc, din experiența dumneavoastră și călăuzit de Duhul Sfânt, vreau să aduc aminte celor care ne urmăresc și care vor vedea înregistrarea, atât pe YouTube cât și pe Facebook. Acum suntem în direct, dar ele vor rămâne acolo, emisiunile înregistrate și se vor rostogoli. Fratele Daniel știe mai bine despre ce vorbesc.
Vreau să le vă zic și dumneavoastră și celor care ne urmăresc, deci că minunea supremă, dragi prieteni, noi cei care vorbim și mulți dintre dumneavoastră cei care ne urmăriți, am trăit-o. Pentru că minunea Amin. supremă este mântuirea sufletului. Este Amin. Schimbarea vieții unui om prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și a doua minune este că El ne face onoarea și cinstea aceasta de a fi slujitor, lucrători împreună cu El. Iar celelalte lucruri, minuni, semne, realizări, roade și așa, rămân toate în mâna Domnului. Cum spunea și Daniel, ne rugăm pentru multe lucruri, avem mai puține răspunsuri sau mai puține rezultate, cel puțin momentan sau aparent. Haideți să le lăsăm pe toate mâna lui Dumnezeu, să îndrăznim să cerem, să îndrăznim să ne rugăm în smerenie, în pocăință și cu credință. Hai să ne întoarcem la domnul pastor Marcel. Ce sfat ați dat celor care lucrează, poate, sau care dorește să lucreze cu etnia romilor? Pentru Domnul, bineînțeles. În primul și în primul rând trebuie să se înarmeze cu răbdare. Vorbesc în privința fraților romi. Da, trebuie da. Să se înarmeze cu multă răbdare. Rugăciune. Amin. Înaintea lui Dumnezeu, că fără rugăciune nu putem face nimic. Și multă insistență pentru frații romi. Perseverență. Deci trebuie să insiști la ei. Deci lucrul acesta este, în primul rând, așa cum am spus, răbdare, rugăciune și insistență. Să nu ne lăsăm loviți așa de un front ceva, să mergem cu insistență. Așa cum vorbește Domnul Iisus acolo cu judecătorul nedrept. Cum venea cu bătrâna respectivă. Deci asta ar fi sfatul meu, tot mereu să insiste, să insiste, să insiste că Dumnezeu va da biruință. Așa cum spune Domnul Iisus, îndrăzniți că eu am biruit. Domnul să fie lăudat și binecuvântat. Amin. Mulțumim de sfat și de lecția aceasta frumoasă. Ne întoarcem la Daniel. Tu, Daniel, ce ai completat sau ce ai mai spune aici despre cei care doresc sau chiar lucrează în momentul ăsta sau în etnia romilor, pentru etnia romilor? Acum, cei care deja lucrează pentru Domnul în cadrul etniei rome, în bisericile de romi, în plantare sau în conducerea de biserici, probabil au deja mult mai multă experiență decât mine și nu sunt în măsură să le dau un sfat, însă pentru cei mai noi care vor să intre în lucrarea cu romii, ceea ce pot să spun, un lucru foarte important care m-a marcat, este că atunci când lucrez cu romii în mod deosebit, dar lucrul ăsta se aplică ca principiu pentru orice lucrător în general, trebuie să te aștepți să fii lovit de oamenii pe care i-ai ajutat. Și ca și slujitor, la un moment dat poți să păstrezi o anchiună în inima ta. Să zici, Doamne, da, tocmai pe ăsta pe care eu l-am ridicat, tocmai ăsta care atunci când era la pământ, el și familia lui, am fost lângă el, l-am încurajat, l-am îmbărbătat, am căutat să-l consiliez spiritual și acum mă face praf. De ce? Oamenii, cum am spus, de instabilitate, acum sunt cu tine, frate, Domnul te-a folosit, Domnul te folosește, te iubim, așa? Și în următoarea clipă sunt gata să te taxeze pentru cea mai mică greșeală sau ceea ce li se poate părea lor greșeală. De aceea, ca unul care vrei, ești la început și vrei să lucrezi printre romi, trebuie să ai multă dragoste. Trebuie să fii gata să îi iubești și pe oamenii care se vor întoarce împotriva ta, să nu păstrezi ranchiună. Că atunci când păstrezi ranchiună în inima ta ca și slujitor, se produce o distanțare între tine și biserică. Dar atunci când biserica vede un slujitor smerit, care, măi, da uite, fratele Daniel, nici acum, după ce i-am zis, după ce mi-am versat tot veninul din inimă, el nu zice nimic, el nu se supără, el nu ridică tonul, atunci ei singuri vin și își cer iertare și zic, frate, te iubim, iartă-mă, iartă-mă că te-am întristat, iartă-ne că te-am supărat. Și cred că ăsta e un lucru esențial ca și slujitor între romi, să ai multă, multă, multă dragoste și să nu poți ranchiună în inimă. Amin. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește rău prin bine. Mulțumesc. Amin. Frumos. Vă mulțumesc frumos, Domnul să vă binecuvânteze. Pastor Marcel, dragă misionar Daniel, Domnul să te binecuvinteze. Ne luăm la revedere de la cei ce ne-au urmărit și imediat o să citesc câteva versuri despre misiune. Vă las pe dumneavoastră să vă luați la revedere. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Rămâneți lângă Domnul pentru că vinerea Domnului este foarte aproape. Multă pace. Amin.
Pastor Marcel. Vreau prin acest mesaj să aduc dragostea Domnului Iisus Hristos în inima fiecăruia. Amin. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți cei care ne-au urmărit cu pace și liniște în familiile lor. Domnul să vă binecuvinteze. Pocăiți-vă, căci venirea Domnului Iisus este aproape. Amin. Aleluia. Amin. Dragi prieteni, iată ce spune această poezie pe care mi-a dat-o Domnul în Reverberații Creștine, volumul. Ea se numește Misiune. Misiunea e sfânta datorie a celor ce au fost mântuiți. Este șansa lumii de căzute de a-i vedea slujind pe pocăiți. Misiunea e prezența simultană mărturii pe întreg pământ. Este un sezon de însămânțare sau recolta strânsă din cuvânt. Misiunea e metodul conlucrării omului smerit cu Dumnezeu. Ce grăbește ziua veșniciei, poruncă la bine și la greu. Amin. Amin. La revedere, fiți binecuvântați! Domnul să vă binecuvânteze! Fiți Amin, binecuvântați! La revedere!